Mai vechi al Universității de Medicină și al Mitropoliei a prins conturi, iată, în ultima vreme și am ajuns în ziua în care l-am rugat pe Dumnezeu să binecuvinteze acest loc pentru a fi spațiu de rugăciune și de meditație. De rugăciune duminica sau în sărbători, când va fi aici Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, duminică dimineața, iar apoi, în timpul săptămânii, spațiul să fie deschis pentru cei care vor trece prin această instituție și vor simți poate nevoia pentru câteva clipe de reculegere într-un spațiu frumos, cu arhitectură armonioasă, cu cele câteva icoane care pot să inspire pe om în momente de bucurie sau în momente de întristare. Acest lăcaș ne-am dorit să-l finalizăm pentru că considerăm că, fiind aproape de cei în suferință, avem nevoie și de momente de reculegere, îmi putea spune, când ne gândim la eficiența, eficacitatea tratamentelor pe care le administrăm, dar aceste tratamente au nevoie și de un mesaj spiritual.